Sâmbătă 26 iunie 2021 mă aflu în localitatea Dârza din județul Dâmbovița la sediul clubului Columbofil, la filiala FCPR, al cărui președinte nou este multiplul campion, domnul Popa Alex. Te salut, Alex, ce faci? Vă salut și felicitări pentru poziția pe care o ocupi în prezent. După o etapă. De când ești președinte? Din primăvara asta? Da. Când te-ai ales? Cum e munca de președinte? Ca aia de campion o știm. La fel ca... Ce ca și până acum, nu? Mai multe. Am văzut că închizi ușile pe aici, aveți un club foarte frumos, un centru de îmbarcare ca lumea, îmi place, curat, organizat, tot ce vă trebuie, un președinte tânăr în persoana ta. Să atragem cât mai mulți crescători. Așa e, da. Câți să aveți acum? Cât mai serioși. Câți aveți, Alex, acum? În jur de câți? 29, 28 bagă în țară, un crescător bagă decât fond și maraton. Știu că la voi segmentul fond și maraton... Astăzi am îmbarcat 26 de crescători. Cât un numeric de aproape 600 de crescători. Poți, da. Oamenii sunt mulțumiți, am văzut că atmosfera e bună, frumoasă. Probleme deosebite n-ai, nu? Nu. Momentan totul decurge. Ție cum ți-a mers până acum? Ești mulțumit de cum s-a mișcat porumbei? Știu că ești fond maraton în principal, nu? Ai rămas în continuare pe fond maraton, nu? Cu toate. Da, grămadă, dar anul ăsta a fost mai... Cum a fost? Cum a mers dificil. Până acum? N-ai avut timp, știu că ai avut și niște probleme ale tale personale. Bravo. Dar sunt mulțumit. Una peste alta. Bine, tu ți-ai creat un nucleu excelent de porumbei. Da. Și n-au cum să nu obțină rezultate. Mă bucur mai mult acum de referințele prietenilor. Da. Pentru mâine etapa se anunță bună, nu? Fără condiții meteo deosebite. S-ar putea să avem un pic de ploaie. Un pic de ploaie? Da. Câți ai îmbarcat astăzi? 31 de porumbei. Și tineri și bătrâni, nu? Și maturi și tineri, da. La echipă ce? Un lot de 53 de tineri. Mascul, femele? Un mascul și 4 femele. Da, abia am separat porumbei, e prima etapă de văduvie. Bravo, trebuie să mai trec cu la tine, să mai filmez acolo, că am înțeles că ai numai noutăți de prezentat, așa e? Sunt multe, da, n-am mai avut așa mult timp. Da. Bravo, mă bucur pentru tine. Te felicit pentru poziția nouă pe care o ai, cât mai sus cu putință. Sperăm să fie și fără... Rezultatele pe anul ăsta îți doresc să fie la fel, cum ne-ai obișnuit, bune și foarte bune. Am atras și ceva membrii noi, da? Dintre noi. Bravo, e bine asta. Da. E bine. Partea tânără... S-au alăturat și ceilalți crescători de la UCP. Da, e bine. Și sperăm să... Să fie gruparea puternică, o comprensa din ce în ce mai mare. Devenim un nucleu cât mai mare și serios. Bravo. Fără seriozitate, degeaba nimic suntem nu se face așa. Baftă mult în continuare, Alex. Mulțumesc la fel. Toate cele bune, îți doresc și mult succes. Baftă. O zi frumoasă. Sănătate.